Salutare tuturor, Horia aici, bine ați venit la un nou episod al podcastului Povești la prima degustare Vreau să-i mulțumesc sponsorului nostru Alufix Iar în această seară am o deosebită plăcere să vă prezint un sushi șef și co ownerul de la Zen Sushi din București și nu numai Așadar, Iulian Constantin Bună seara, bine v-am găsit Ce faci Iulian? Toate bune. Toate bune, am văzut că mi-ai adus ceva. A, și cum noi toți de aici suntem fan sushi. Aveți niște sushi de la Zen, Doroman, spun exact. Ia, vezi tu Mam, cum o să rezist eu fără să mănânc asta, nu o să știu. Cu foie gras? Aveți cu foie gras și vită. Para caramelizată și uh, sparanghel. Somon uh, Aburi Dragon cu Tanuki, Tanuki-s de Tempura Trebuie să le fac o poză neapărat pentru că arată foarte Foarte sunt bine Sunt cam ultimele mele Creații, creațete, creații. Dacă tot mi a, a intrat așa direct Câte din preparatele de la voi sunt Creațiile tale? Cred că mai bine de 80% Restul de 20% sunt Rețete împrumutate de la prieteni, prieteni din afară în general. Nu copiem din România. Așa și sunt câteva rețete făcute de bucătarii noștri șef care la rândul lor au început să, să, să creeze. creeze. Deci 80% din tot meniul vostru e făcut de tine. Da, da, da. Mi se pare fascinant. Am aflat că ai trei fete. Ca mine, da. Deci o să fie, o să vorbim de la egal la egal aproape, la fel și ție și vreau să începem cu o povestioară de a mea, pentru că de aici vreau să mi explici un pic universul sushiului. Eu am călătorit destul de mult și am ajuns și în Japonia. Și am fost de vreo 3-4 ori în Narita în Tokyo și ultima dată când am fost, știam că nu o să mă mai întorc foarte, foarte curând. Am zis să mă duc la unul dintre cele mai mari restaurante din Tokyo. Era fix în hotelul unde eram eu. Cina foarte, foarte, foarte scumpă. Eram foarte entuziasmat. M-am pregătit, m-am dus. Am mâncat 10% din ce mi-au pus pe farfurie. Pentru că aveam senzația că mai era un pic peștere și începe să-l în farfurie. De ce este o atât de mare diferență între, între sushi din Japonia și sushi de la noi? primul rând, tot ce se întâmplă, noi inițial, zensu și am pornit exact de la principiul Edo-mae, stilul tradițional japonez. Gustul ăla nu prea îl suportă românul, trebuia să venim cu ceva și atunci am apelat la fusion. Am făcut foarte mult fusion care este mai pe gustul românului și pe gustul tuturor, să zic așa, celor din afara Japoniei. Japonia se pune accent pe materia primă, pe calitatea ingredientelor și mai puțin pe diferite gusturi și texturi, cum avem noi, spre exemplu, aici. Avem, nu știu, floricel tempura, care sunt un pic crunchy, ca idee. Materia primă din Japonia, clar, e net superioară tuturor țărilor, țărilor pentru că au peștele la îndemână, au, ei cultivă wasabi, ei cultivă tot. Deci, ce ajunge în, în restul lumii, nu, e, nu se compară cu ce au ei în Japonia. Deci putem să vorbim de sushi din Japonia și restul lumii. Exact așa și competiția de sushi. Japonezii au o competiție de sushi al lor, e campionatul de sushi al Japoniei și restul campionatul lumii. mondial pentru restul lumii. Am înțeles. Ați fost prezenți, nu? Am fost prezenți, ne-am clasat și foarte bine. Se putea și mai bine. <laughs> Da, știu că ți-a avut și un loc 1, nu? Am luat loc 1 pentru cel mai creativ sushi din lume și locul 3 overall, toată competiția. Și de asta spun că Fericite. se putea și mai bine. Anul viitor nu sau anul ăsta, nu? Anul Mergeți? viitor. Mergeți? Da, cu siguranță. Doamne Avem un plan să îi trimitem pe șefii noștri, bucătarii șefi la training. Am vorbit deja cu un restaurant din Japonia care e foarte pe tradițional și o să antreneze o lună de zile în Japonia fiecare, atât Sorin Zaharia cât și Andrei Zaharia și sperăm să câștigăm pentru că acolo au pierdut la proba de proba, de, la proba clasică Edomae pe care ei nu au învățat. Eu am avut norocul să o învăț de la un super maestru japonez și am, am învățat Edomai. Ei nu am învățat Edomai, am învățat direct Fusion. Fusion. Și este important să te supracalifici în Japonia după ce ești sushi șef? Cred că acolo înveți baza, de fapt. Edomai, Edomai e, e, nu știu, basic dar până la urmă basic e cel mai important în bucătăria japoneză. Știu că ai început în 2000, în anul 2000. 2002-2003, da. 2002-2003. Cum a fost? Povestește-mi un pic, pentru că mi se pare era, câți oameni știau de sushi în 2000-2003? Foarte puțin și spre deloc, chiar. Și cum a fost? Povestește-mi un pur pic. Pur și simplu, de unde? actuarul meu, partener de business, lucra într-un în primul restaurant japonez. Eu lucram pe unde apucam, așa, și el m-a prezentat proprietarului și am început să lucrez acolo ca ajutor de bucătar. Spre deosebire de el, eu am avut norocul să mă învețe chiar proprietarul care era și bucătar șef și, nu știu, pur și simplu i-a plăcut lui de mine și m-a învățat din cei 10-12 români care erau acolo, decât pe mine m-a învățat unul la unul. Da, în că România? Sau În, în România, da. România. Uh, Maestrii japonezi nu te învață, nu ți explică, uite asta o faci așa, asta se întâmplă așa, asta o fierbe, atât trebuie să te uiți, pur și simplu. Eu șase luni am stat și m-am uitat la el cum, cum, gătea. După primele două, după a doua lună m-am dus cu demisia și am spus că vreau să renunț pentru că mă simt inutil. Dar nu făceam altceva decât curățenie și orez și atât. Și te uite. Da. Deci nu -a la... acceptat demisia, bineînțeles, a zis, așteaptă puțin, Ideea e când mi-a dat să fac ceva, eu am o rolă, am știut să o fac perfect și nu înțelegeam cum o fac perfect. Ideea e că și îmi puneam, într-un anume fel, respectul și erai tot timpul focusat pe ce faci el. Și atunci înveți mult mai, mult mai bine decât dacă se explică cineva. Deci acolo se verifică 100% sintagma de furmeserie. meserie. Absolut, e. Da. Deci altfel nu se poate. Da, după care a început să și de să-mi explice anumite chestii, să-mi explica unde greșesc și în uh, felul ăsta m-am corectat și am reușit să ajung la un nivel destul de bun, zic de, eu. De, da, ești modest. Uh, deci mai întâși, întâi și în 2002-2003 ai fost în primul restaurant unde da, ai da, ajutor. Da. Și ce, cât, ai, cât ai stat acolo? Am stat uh, aproape pat, patru ani de zile am stat, pe care am lucrat uh, pentru familia Păunescu, a deschis un take-away în piața Dorobanți. De fapt, numai în Dorobanți am lucrat că am lucrat. Cât am stat angajat. În zona bună. Da. Uh, cabar nu aveam cât merit. Eu nu, nici nu aveam cu ce să compar, pentru că nu erau prea mulți bucătari de sus și eram vreo 5-6 toți în România în momentul ăla. Uh, nu știu, Max, uh, Cătălin Petrescu. Cătălin, foarte bun prieten de meu partener și încă vreo doi, care erau bucătari cunoscuți. Sau ne știam între noi, cel puțin. Uh, am zis la familia japonezcu tocmai deschisese un restaurant, un takeaway. M-am întrebat ce bani vreau. Bineînțeles că nu știam că să cer. Aveam 700 de lei în salariu și am zis 1200. Mi se părea un enorm de mulți bani. Uh, zi, ok. Ți-a părut rău după aceea când ai cerut 1500? Nu. Pur și simplu. atât Atâta că mă zic eu că merit. Dacă la familia de japonezi la uh, Tokyo Sushi aveam 700 de lei, cât pot să cer mai mult? Aproape dublu. Da. Ideea e că pe prima lună Răzvan Păunescu i-a plăcut de mine, a văzut ce pot să fac. Mi-am mai pus 100 de euro la salariu, ceea ce era enorm de mult pentru... Practic aveam mai mult decât dublu. Și de acolo am tot crescut. Am învățat și partea managerială de la ei. Și în 2009? În 2009. De fapt, din 2008 m-am apucat de construit. Bineînțeles, nu aveam toți banii cu primul meu partener. El avea un pub pe aici, pe lângă tine, pe mă Mărășești, pe șterba, Șerban Vodă mai exact. El avea pub nu prea funcționa, eu veneam cu sushi pe la el și ne a propus să ne asociem. Bineînțeles că am acceptat să ne asociem, dar cu ce să ne asociem? când eu nu aveam bani, el nu avea bani. <laughs> și în fine, ne-am chinuit, am muncit, am fost și zugrav și zidar și faianțar de toate. Am lucrat eu cu el, mai mult eu. Deci ați luat de la zero de la zero-zero, zero, da. Și eu am început tot în 2008. Care. Eram foarte, foarte puțini. Erau puține și de delivery. Mă rog, erau mai multe restaurante, dar nu ți-a fost frică să te duci în partea de sushi? Ok, tu asta știai să faci, dar nu erau mai erau restaurante de sushi? Nu, Cred că erau era, câteva. Era Asami, s-a închis în 2009. Uh, nu știu, mai era asta de la... Uh, din hotel de la în fine, îmi scap, da, de la Sheraton. Nu, Hacason e brand la Londra. e Beniana. Beniana. Beniana? Da. Încă mai este și acum Beniana. Da. Uh, și mai era restaurantul fostului, uh, fostului meu mentor, maestru. Uh, da, am intrat într-o nișă Dubioasă să zic, dar eram destul de bazat pentru că știam foarte bine ceea ce fac, știam meserie, atât pe partea de bucătărie și am avut norocul să învăț și partea de management. Nu neapărat că era cel mai bun management ce se făcea în momentul respectiv, dar am reușit să corectez, să mă gândeam la cum aș putea eu să îmbunătățesc ce fac ei acolo. Și atunci am venit cu o altă idee, la 28 de ani oricum ești mult mai open mind decât corect restul lumii și am reușit să să, să cresc ceva deci tu făceai și partea erai și șef și făceai și tot ce ține de management în prima fază, dai să mai eram singur nu poți deschizi un restaurant singur am apelat la prietenul meu actualul meu partener, Andrei Gâlcă care și el la rândul lui ți-am spus că e șef el era în Anglia L-am sunat, i-am propus, bă, vină să mă ajut să deschidem restaurantul ăsta și după ce ne întâlnim cu banii, îl facem împreună pe următor. Exact așa am și făcut. Primele șase-șapte luni am lucrat de când noi doi și bucătari și la calci și la sushi și ospătar și femei de serviciu și ce vrei tu. <laughs> și la vase. Pe care ușor-ușor au început să vină rezultatele, ce pot să vină și bănuți și... A mers din prima? Nu, primele șase luni a fost... Sincer, am mâncat pește, de aia, în momentul, eu nu, mai, nu prea mai pot să mănânc sushi, mănânc doar când fac rețete și eu mă sunt la el. Abia aștept să luăm pauză să fac. Da. <laughs> nu mai pot. Primele șase luni am mâncat mai pește, îți dai seama că aveam Pește trebuia să-l consumăm. și nu poți să dai peștele de o zi pe altă. Și atunci mâncam numai pește în fiecare zi. Șase luni am în cap numai pește și eu și el. El încă mai mănâncă sus și eu nu pot să mai mănânc doar când, te zis, când fac rețete. Da, după șase luni au început să funcționeze. Am avut un eveniment la Victoria 46. Pe vremea era cam cel mai top magazin din București. În fine, am încasat ceva bănuți și de acolo... Am început ușor, ușor să devenim cunoscuți, mai ales că nu erau uh, rețele de socializare, nu prea aveai unde să te promovezi. Pliante? Erau pliante. Pliante și. Și pliante. Da, apăream <coughs> în niște reviste de asta de specialitate, nu știu, zile și nopți, nu știu ce mai era da. în perioada. Cam așa. Am făcut nechețuși și am fost primit în la care am făcut, bineînțeles, pentru promovare. După, care ne-au sunat, nu știu dacă știi conceptul de nechețuși și Nia Taimuri. Da, da, Așa, am făcut-o doar pentru publicitate. Doar așa au scris cei din Libertatea despre noi, care Libertatea era cel mai puternic ziar da, în știu. perioada respectivă. Și de acolo am tot crescut, nu știu, pe șase, șapte luni de zile, deja aveam o constanță, făceam o anumită vânzare și... Și -a Bineînțeles, oamenii nu știau cum se mănâncă, au trebuit să explicăm No, ne lua, noi luam comanda, noi o găteam să team 20 de minute la masă să le explicăm cum se mănâncă, de ce trebuie să faci asta, uite, așa cum cu să cu ținem. bețele vețele. cu tot, da. Da, le explicăm că e mult mai ok să meargă să spele pe mâini și să mănânce cu mâna decât să mănânce cu furculița, ca ideea. Da. blasfemie. Da. Nu știu, cred că am fost pionieri, pentru că restaurantele din dinainte noastră au fost 3-4 japoneze. Nu cred că să te nimeni să le explice ce și cum, cum să mănânce, cum să uh, folosească bețele noi. Pionieri! Pionieri și din dorința de a reuși, îți dai seama că te explicam chiar și acum, dacă văd o, nu știu, uite, spre exemplu, majoritatea rolilor pe care ți le-am adus uh, nu se mănâncă cu sos de soia. De ce? Pentru că au sosul au sosul, sosurile noastre și atunci eu nu-l recomand să-l mănânci cu soia, cu wasabi și așa mai departe. Chiar și cum le mai explic, uite, asta nu trebuie să o faci așa, asta o mănânci așa. Promit că la pauză o să fiu foarte ascultător, cum îmi zice, să mănânc. <laughs> uh, știu că ai studiat cu maestrul Okuda Yutaki? Yutaka, da, maestrul. A fost mentorul meu, maestrul meu, el m-a învățat. Cel de uh... care mai ai zis din Japonia. Da, da, da. Dar când ai fost la el? După ce ai deschis în sus nu, și sau înainte? Da. Nu, înainte, înainte, la primul restaurant am lucrat cu el, de la el am ah, învățat. Deci de la el. Da, da, da. El a decedat între timp, avea un restaurant în România și un sau două în Turcia, dacă mi-aduc bine aminte. În fine, el a decedat în Turcia, soția lui încă deține restaurantul în Turcia, unul dintre ele. Restaurantul din România, după ce am deschis noi la niciun an de zile, l-a închis, nu mai funcționa. Eu am plecat și nu mai aveau bucătar de sus și profesionist, rămas se tipa care făcea bucătărie caldă și făcea și partea de sus și nu prea știa și atunci i-a fost nevoită, soțul ei avea, și avea niște probleme în Turcia de sănătate și a trebuit să plece în, în, Turcia și au rămas acolo. Pe un an de zile am înțeles că a decedat și da. maestrul nostru. Ideea e că noi la maestru Ocudeutaca a mai avut un coleg, Nicu, lucrează și acum pentru noi El după ce a, a terminat la restaurantul unde am învățat toți A început să lucreze pentru noi Și, și acum lucrează, are 15 ani De când lucrează pentru noi Spune-mi te rog Este de dificil pe cât pare? sushi -ul. Știi, E un univers acolo Dar este atât de dificil pe cât pare? Ideea totul e foarte simplu e foarte... Oamenii complică lucrurile ideea de bază, de asta spuneam la început despre basic. Dacă știi să faci basic restul e, e, normalitate, dar trebuie să înveți basic-ul. Majoritatea bucătarilor din România, de sushi, șefilor, nu știu basic -ul. Și atunci fac greșeli. Și nu, nu, nu fac ce, ce trebuie. De-aia și am și organizat România Sushi cap. am adus unul dintre cei mai tari maestri din lume, exact să le explice să le explice cum se face corect, cum se gătește igienic și nu știu, să nu combine anumite chestii. Pe cât de simplu pare, că până la urmă toată lumea știe să facă o rolă, atât de complicat este. Nu este compl nimic nu este complicat când știi să faci normal, dar... Pentru tine a fost pasiune? E încă pasiune, încă mai gătesc. Mai chiar mai în timp bucătărie? astăzi am gătit, da, ca idee, dar nu, nu tot timpul, pentru că deja e mai mult business. Nu... Nu mai gătesc de cinci ani, nu mai sunt activ în bucătărie. Uh, am și vrut să cresc business. oameni, și business și oameni, pentru că nu pot să... Nu știu, îți dau un exemplu, Sorin Zaharia, e nepotul meu, da, ca idee. Nu poți să-l ții în și să ai pretenția să ajungă super bucătar, pentru că dacă nu l fa, să facă, n-ai cum să ajungi bucătar bun sau master chef, sau nu știu ce vrei tu. Iar el acum ajuns la un nivel super bun. Cât de greu este în... Uh, am fost, sunt și eu în Horeca, am fost, am avut niște chestii și era zona asta de angajați, de personal, era, știi că e aproape imposibilă la noi în România. Mă gândesc la tine fiind și mai nișat, cum e cu personalul? Pentru că <laughs> dacă ai un restaurant italienesc, am mai învârtit în tigăi un bucătar, știe, dar la sushi... Păi, uh... Nu ar trebui să mai numească Zen Sushi, ar trebui să numească școala de bucătari Zen Sushi, pentru că majoritatea restaurantelor, specific japonez, au bucătari de la noi. Noi învățăm, stau un an, doi la noi, după aia merg la alții. În fine, e destul de dificil, deja am început să luăm nepalezi, tailandezi, filipinezi, cred că 40% din staful nostru e format din cetățeni străini. I-am ales pe Spânceană, i-am învățat cei care au spus că au experiență, au lucrat în alte restaurante de sus și nu i-am luat, îi luăm de la zero, preferăm să învățăm noi de la igienă până la, nu știu, să ajungă să fileteze ton, ca idee. Tu nu e cel mai greu de filetat din sushi? E cel mai greu că e foarte mare, nu e neapărat cel mai greu. Cel mai greu, nu știu, pentru, mi se pare, bine, e, mă rog, imposibil, e fugul de filetat, pentru că trebuie să fii foarte foarte, foarte bine. Trebuie să ai școală specială. de fapt, în România nu cred că e luat otrăvitor, nu? Da, da, da. Și anghila, pește care, cu care, la care noi nu avem acces, pentru că, în general, anghila se filetează de vie și e dubios chiar la... Asta una din probele de la campionatul mondial, îți dă anghilă vie să o filetezi. Dai seama ce senzație ai. Uh, când îi infige chestia aia în cap, nu? Da, da, da. Și o taie și o eviscerează. Am văzut când am fost la ei lau erau în niște vase, o luau de acolo, o puneau, îi băga Așa. ceva în cap și o filetau. Și eu am participat la campionatul mondial, la fel, am zis ca și tine, ce ușor e, pachet, <laughs> da, aia, da, legătură. ai că e ca acolo. Nu are nicio legătură, stremură mâna, cu cuții când simți pește la că se mișcă în, în mână, știi? În fine, nu are aceeași anatomie ca restul peștelor, e... Da, e lung. Da, dacă forțezi prea tare intri prin ciră, dacă nu forțezi. Deci e o chestie de asta, trebuie să fii, nu știu. Trebuie să simți. trebuie să simți, să, trebuie să simți trebuie da. Să simți, da. Uh, concursul de, uh, de sushi. Cum, de unde a venit ideea Romanian Cup? Romanian Sushi Cup, exact din cauza, din cauza pasiunii mele, tot vedeam la toate restaurantele mulți, mulți bucătari cunoscuți care nu știau anumite chestii și au sperat să vină majoritatea bucătarilor de sus și să învețe, să ia... Ok, dacă eu spun niște chestii, li se pare că, a, de unde știi ăsta? Dacă îți vine japonezul și spune, care, nu știu, japonezul care e președintele Olson și Skill Institut bă, asta se face așa, atunci o ia de bună. De dacă boline. îi spun, bă, nu faci bine ce faci, se gândește că sunt eu fițos sau nu știu ce... Da, mentalitatea noastră. Da. Și atunci, de asta... Nu puteam să o fac bine mersi pentru bucătarii din Zen și să fiu eu la ăla cu moți, dar nu am îmi place concurența, aș vrea să adică nu mai vreau să fiu pionier, lasă să facă și alții piața, să mărească piața, nu numai eu, știi? Este important să fie cât mai mare. Exact, concurența e bună, adică mă, mă, pe mine unul mă ține în priză, dacă știu doar eu să fac o chestie, atunci nu mai e nimic. Și ați avut prima ediție? Prima ediție, Super succes, adică nici nu ne gândeam, a fost un fel de glumă. Mai mult Pia s-a ocupat de partea de organizare. Pia. Cine Pia este Pia? social media la Zensu și mai mult decât social media, cum i-a zis ea, că ar trebui plătită pentru. Bună, Pia! <coughs> da, avem o relație de. Nu știu, omul din, din spate. 2000, da, omul din spate, lucrăm din 2015. S-au făcut aproape 2 ani. Aproape 2 ani. Calculezi ani bisex sau? ca anul ăsta e ani bisex. Avem o relație, De lucrurile funcționează de la sine. Ea nu așteaptă să-i spună o să fac ceva, ea le face, nu executăm. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. în 2014 ai participat și tu la campionatul mondial de sushi. Da, da, da. Cum a fost? A fost ciudat pentru că eu n-am ținut legătura direct cu cei din Japonia, țineam legătura prin un domn japonez care era un restaurant în Cluj și mi-a dat toată informația. Eu știam că trebuie să fac un singur preparat și am făcut preparatul, l-am dus la nivel de artă, la nivel de cel puțin așa zic eu. În fine, am colaborat cu mulți șefi cu, să combin gusturi, să fac. Am făcut World Cup Migiri senzațional. Ideea e că au vorbit în Japonia vreo trei zile la televizor, când nu s-a gândit nimeni să folosească trufa în sushi, știi? Era un primul care foloseam trufă în sushi pe bune, dar la nivel mondial, gen. La nivel Ever, mondial, adică... da, da. Și am făcut un preparat super tare, dar trebuia să fac vreo 20, nu un singur preparat. <laughs> Și atunci, na, clasarea mea n-a fost cea mai bună. Bine, nici nu aveam experiență. Oricum, prima oară când participi e pe egal cu zero, nu, nu știi mai nimic. Nu... Și în perioada aia nu prea aveai de unde să iei informația. Nu știu, sunt cazarii, trebuie să faci cazarii. Cazarii e arta sușului, sunt rolele de tip mozaic, nu știu dacă știi despre ele. Așa, cazarii, nigirii și tot felul de chestii de astea n aveam de unde să-mi iau informația, în fine, am mers cu Basic, clasarea mea a fost una spectaculoasă, în fine, am fost în primii 10, nici ei nu erau foarte pregătiți cu organizarea, pentru că trei dintre arbitrii nu mi-au dat niciun punct. <laughs> Și, în fine. Ai mai fost după? Nu, am mai fost. Mi s-a părut, sincer, că, na, supăra fiind, am mers 10.000 de kilometri, că nu mare fi cum să nu-ți dea trei arbitrii puncte. Dar nici ei erau la început, era a doua ediție de Walsh și Cap. Din cauza asta, nu știu, am fost eu supărat. Prostia mea, puteam să câștig, uite, prietenul meu, Palontan, campionul mondial din 2015, a fost și următorul an, cu toată informația care o acumulase cu un an înainte, a câștigat campionatul. Ideea e că în primul an eu m-am bătut cu el. Adică eram printre cei mai buni la skill la tehnică. Așa, nu știam foarte multe, nu aveam foarte multe informații despre reguli, despre. nu știam nici câte piese trebuie să faci. Ai voie să faci între 3 și 50. Eu am făcut 23 de piese ca idee. Și multe alte probleme pe care le-am întâmpinat acolo. Dar uite, avem avem șansa să câștigăm prin Sorin Zaharia și Andrei Zaharia la anul. Anul ăsta s-a clasat pe locul 3, overall, și la anul zic că dacă se antrenează în Japonia. O să câștige. Doamnește să aduceți trofeu acasă. Da, da, da. Să ne întoarcem la Zen Cum este să conduci atât de multe locații? Sincer nu mă mai solicită. Acum nu Am și construit mulți oameni, sunt mulți angajați care lucrează de mai bine de 8 ani pentru, pentru mine. Știi tu că e foarte dificil să ți un om atâția ani, mai ales în bucătărie sau în serviciu. Trebuie să fii ok cu ei, clar. Și, să fi sau ca și financiar și ca om, pentru că dacă nu e remunerat corespunzător, vine altul și oferă mai mult. Ideea e că oamenii din Zen, oamenii care fac mai toată treaba, nu vor numai bani, vor și viață, viața personală. Vor timp liber să fie un echilibru. Eu asta am reușit să crez. Deci nu e munca aia de care știm noi în bucătării multă nu. până la E, într-adevăr, sunt ore de foc, nu știu, cel puțin seara nu prea ai timp să bei Dar una pe alta se creează echilibru, atât financiar, timp liber, nu știu, să ai timp pentru familie, că nu știu eu cât am muncit, cât am fost angajat, nu prea aveam timp de nimic, munceam de dimineață până seara. Ei au și timp și mulți nu acceptă partea financiară. S-ar putea duce în alte părți, să dai seama, dacă aud majoritatea restaurantelor că vin de la Zen, clar, au, oh, ial că e bun, i am învățat ce trebuie. Ar putea să ducă să, pe mai mulți bani, dar majoritatea preferă să stea aici pentru că sunt respectați. Nu... Deci, și au echilibrul ăsta, timp liber, familie, și partea financiară. Ai zis un cuvânt mare, respectul. Cumva de la chestia asta am pornit și noi cu podcastul, pentru că zona noastră nu prea era respectată. Ți se pare că astăzi suntem respectați șefii, peistri șefii, sushi șefii? La un, românii, nu știu, probabil că am trăit prea mult în comunism și atunci genul ăsta de joburi nu erau foarte, foarte respectate. Dacă de idee, o să fac o comparație în Japonia: bucătarul este pus la același nivel cu judecătorul sau uh, procurorul. Cam la nivelul ăia e, e de respectat. În România a început să fie în ultimii ani, din, datorită emisiunilor uh, de la diferite internet. Da. Și românului cam place să nu să gătească, să privească o pasă cum, găte, cum gătește. Da, cred că a început să aibă succes și majoritatea șefilor buni au început să fie respectați. Clar. Adică deci, s-a schimbat, s-a schimbat mult în bine. Deci trebuie să-i încurajăm și pe tineri să vină către domeniul ăsta, că absolut, absolut. pot face performanțe. De exemplu, Sorin, campionat mondial. Da, adică... Și nu numai Sorin, sunt foarte mulți șefi buni. În partea de vest în Cluj sunt, nu știu, știu eu, vreo 3-4 șefi super buni o parte de sushi. Mm -hmm. Mai am sunt auzit. Și la pe Cluj alte... am auzit de cineva foarte da. bun. Mai sunt alții și pe alte bucăte, nu știu, fine dining și alte astea care au lucrat în restaurante super bune și au venit cu experiența acasă, au deschis restaurante și fac treabă bună. Iulian, mi-e foarte poftă de acest sushi, dar înainte să ne înfigem în el și să luăm o pauză, vreau să facem un mic joc. <coughs> Pentru că ai zis că ai creat 80% din rețetele de la Zen Nu mă pune și... să fac cartof frăjesc, nu știu. A, nu, 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 poate o să fim tot în zona aceea. Dacă vrei tu să extragi trei bilețele, o să găsești trei ingrediente acolo. Mango. Mango și să crezi un preparat așa. ce ți vine direct? Rișcă. Oh. Yuzu, <laughs> eh. altceva. altceva nu, am zis să dăm și mai bine Mango, iuzul, rișcă <coughs> nu știu, dacă vrei te invit la mine la restaurant Și folosim ingredientele astea într-un preparat Acum n-am ce să fac Hrișcă cu yuzu și cu mango nu prea se potrivesc Da, yuzu cu mango? Yuzu cu mango da, 100% Hai să dăm la o parte hrișcă Zim ce ai face cu yuzu și cu mango Aș combina Yuzu la ar fi mult prea acru Simplu, nu știu E mult prea puternic L Aș combina cu, Chiar am o rețetă cu yuzu truffle o rețetă făcută de mine. Să dau pe ăsta aici la tine. Da, tu, cum vrei tu. Pe internet putem să facem ce vrem. Okay, dacă vrei. Ok, vrei, să no, da. Ok, am o rețetă foarte tare. O folosesc la yellowtail uh, Yellow Cred că e mai mult uh, sosul decât peștele în sine. Peștele, ok, îl găsești în... Ce pește? Yellowtail. Ah, Yellowtail, ok. Uh, dar în in... E foarte tare sosul pe care noi uh, l-am adus în, în completare, cu yuzu, uh, ulei de trufe albe, uh, puțin usturoi și nu pot să dau mai și departe. Și gata, nu mai zicem mai departe. Bine, hai să mâncăm și ne întoarcem după ce mâncăm eu iar. Ok, după ce mănânci, că nu ți-am zis cum am <laughs> Mănânc eu și pentru tine e ok. Oricum mănânc porcării doar. <laughs> Am mâncat și sushi, a fost delicios, Iulian. Îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc, și eu. Uh, Iulian. Ce este misterios Sushi? Care este creația ta? Că am auzit de el. Ce este? Misterios Sushi, da. Era un sos care i-a dus din Japonia, dar ideea e că expiră foarte repede. Noi nu l-am mai găsit să o cumpărăm, nici nu cred că nu mai produc cei din Japonia. Era o combinație de flori de cireș. Un gust care nu prea aveai de unde să-l iei, nu-l nu găseai. Și sosul ăla nu știam decât noi, cei de la Zen, și eu mai exact. Știam de unde pot să-l iau. Vine în, în țara nu se găsea, îl luam din, din afară. Era rola 90 la 90%, era sosul respectiv. Restul ingredientelor erau comune: somon și alte chestii care. Și am bine? Nu bine, senzațional Și acum nu mai e meniu? Nu mai e meniu pentru că nu mai avem sos și nici nu știm să-l facem. E, adică nu e un sos pe care îl găsești, nu știu, pe internet. E un, un sos japonez și n-ai de unde să iei rețeta. Am căutat-o, am vorbit cu mulți oameni din Japonia, mulți șefi din Japonia și nimeni nu știe să facă sosul respectiv. Îl face doar fabrica care îl producea și cam atât. Dar Ei nu mai produc pentru că expiră foarte, foarte, foarte repede. repede are termen de valabilitate undeva la 40 de zile. Mam. Aș putea să-l găsesc, nu știu, aș putea să-l găsesc în Japonia, dar să-l aduci cu avionul nu știu cât merită. Merită pentru că e exagerat de scump. Legat de Mysterious sushi, cât de greu este să inovezi? În momentul în care ești de atât de mulți ani în domeniu. Oh, scuze, stai te la Mysterious sushi. Ca, ca idee, nu la misterios. Noi am avut la un moment dat o rețetă cu misterios machi, misterios... Da. La aia te referai? La mă referem. Dar dacă mai ai de altceva, e ok. S-au legat, povestim. ok. Cât de greu e să inovezi asta, ziceam. Pentru că ești deja de foarte, foarte, foarte mulți ani în domeniu și le-ai trăit pe toate, le-ai văzut pe toate, ai experiență la noi, ai experiență și în Japonia. Cât de greu e să mai crești ceva nou? Nu, cred că... Asta este mentalitatea mea. Dacă Aș rămâne la ce aveam, dacă aș fi rămas la ce aveam acum 5 ani sau 7 ani, cred că eram plafonat de mult. Dacă n-am provocare, nu pot să crez Și atunci încerc să, să, să mă provoc singur, să fac anumite chestii. Uite, Spre exemplu, am deschis restaurantul ăla la mare, îmi doream ceva gen Zuma, cu meniu mult mai scurt, mult mai... Uh mult mai relaxat, să nu fie stai să citești cum e acum la Zen, avem 150 de preparate, enorm de mult. Mam. Cu toate astea avem ingrediente super fresh și știi foarte bine că vii din domeniu ce înseamnă să, să, ții sub control atât de multe ingrediente. În fine, meniul nostru e foarte smart pentru că majoritatea ingredientelor se repetă, dar în diferite moduri, gătite în moduri diferite și, nu știu, revenind la întrebarea inițială, cred că îmi place provocarea, pur și simplu, îmi place să, să crez, îmi place să fiu top, de-aia și țin relația cu foarte mulți oameni din afară, încerc să nu mă inspir din țară, să... De cred afară. că dacă m-aș inspira din țară, m-aș plafona, pentru că vii cu ceva ce au venit alții înaintea ta, dar având acces la oamenii ăștia, nu știu, la campioni mondial, la uh, oameni cu stele mijlin, și nu uh, încerc să mi-asum meritele lor, dar uh, sunt prieteni și atunci e ușor să întrebă ce folosești la asta sau ce, dăm -mi și mie rețeta asta, poți să mi-o dai integral sau o mai jumate. Și o mai umplitul da. Și atunci, fiind bun prieteni, ne ajutăm ajută. și... Urmărești ajută. șefi celebri de afară. Absolut, normal. Și nu numai de afară, și din țară. Pe zona de sushi. Pe zona de sushi, da. Oameni, nu știu, șefi care, nu știu, din punctul meu de vedere sunt buni. Au un cuvânt de spus. Da. Cum e Cătălin Petrescu, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni. Trebuie să vină și el în edițiile următoare. Păi, chiar are ce să-ți povestească, care la fel de multă experiență ca și mine, și, și el a reușit să creeze destul de mult. Corect. Da, de-aia l-am și invitat la România Cap o să fie din partea României. Eu sunt președintele jurului, dar nu vreau să, să jurizez. Eu jurizez în toate țările din Europa dar nu vreau să juriezez în România pentru că sunt organizator și atunci ar da urât și ar părea un mare fake. Că, că poți să fii părtinitor. Absolut, da. Și atunci el o să fie din partea României, o să vadă exact cum se întâmplă lucrurile. La prima ediție l-am avut pe Alex Crăciun, care și el are destul de multă experiență, a reușit destul de multe prin Anglia. Și consider eu că Cătălin Petrescu momentul ăsta e cel mai... Uh, în măsură. În măsură, cel mai adecvat pentru... Și or să fie mai mulți uh, arbitri din mai multe țări. O să fie campionul mondial din 2015, o să fie uh, vicecampionul din 2018, uh, o să fie... O să fie mai mulți campioni mondial, nu știu, sunt vreo trei, am luat legătura cu ei, avem un grup al nostru unde discutăm toate concursurile la care urmează să participăm și... Mult succes și abia aștept să vin și eu, pentru că am primit și eu invitație, deci Așteptăm abia aștept. cu drag și o să vezi ce... Iulian, -a ce a fost înainte de 2000, de când te-ai apucat tu? Aici, aici știi ce vreau să te întreb? Un pic legat de copilerie dacă găteai, pentru că șefii unii au povești chiar din copilărie, alții s-au apucat mai târziu. Nu aveam nicio treabă cu gătitul, chiar nicio treabă, a fost pur și simplu o întâmplare să lucrez, să încep să lucrez într-un sushi bar. Primul meu job a fost într-un frigider. Da. Eram vânzător, eu descărcam tirul de, nu știu, pulpe de pui și îl vindeam tot eu, după care, după după descărcam, îl, și vindeam. Bineînțeles, stăteam într-un frigider. Nu avea nicio legătură. Era un job bun, zic eu, bine plătit sau bine plătit, ce n-ai că aveam 300 de lei salariu <laughs> în perioada respectivă puteai să-ți cumperi o pereche de blugi și o jumătate de pereche de adidas <laughs> <laughs> da. și da, pur și simplu am avut șansa să lucrez și mi-a mi plăcut din prima și cred că ai că am, văzut potențialul, am văzut potențialul și mi-am dat seama că e o nișă care o să dezvolte, pentru că aveam destul de mult acces la partea asta spre vest și vedeam că oamenii mănâncă sushi. Cu siguranță am gândit eu că o să ajungă și la noi perioada asta când oamenii o să mănânce sushi, nu doar ca și fiță. Prima oară când am deschis, veneau, veneau clienți pentru fiță. Acum vin da. să mănânce sushi pentru că le place și Face parte din mâncarea lor Absolut, da. de bază. Sunt oameni care vin la noi de, de când am deschis. Tu călătorești, mergi, te inspiri, mănânci? Absolut, merg. Merg la restaurantele care consider eu că m-ar ajuta să învăț ceva. Și gust. Deci este importantă și partea asta Absolut. să mergi, să testezi, să vezi cum fac și alții. Clar, pentru că dacă tu consider că ești cel mai bun și că nu mai există nimic după tine... E, nu știu, e o mare prostie din punctul meu de vedere, trebuie să mergi pentru că toți șefii, chiar și un ajutor de bucătar dacă îți vine în bucătărie, înveți o mișcare de la el, înveți ceva și atunci de-aia mergi și mănânc în restaurant pentru că văd cum combină nu știu, șeful respectiv stridia cu habar n-am ce sau Corect. orice alt ingredient. Atunci îți dau un exemplu, ultima rolă pe care am făcut-o, ultima mea rețetă a fost shrimp truffle maki. Am văzut o rolă pe Instagram la un șef, ceva nici măcar asemănător, dar mi-a venit ideea și am, am, început să combin gusturile și nu știam ce gust are rolă respectivă, că nu era nimic în descriere din de sosuri, dar m-am gândit cum aș putea să o combin eu, cum aș putea să, să duc gustul ăla la, la superlativ. Și atunci am stat, nu știu, am stat vreo două zile, am tot gătit, am... Și am ieșit, am ajuns la un gust, le-am dat să guste angajaților, ca așa se face meniul la zen. Și Cistere. toți au fost wow. E super bună, super tare. Deci nu mai de asta. Când unul e mh, așa și așa, așa, că e, preparatul e așa și așa, atunci mă gândesc că e o problemă. Că or să mai fie și mulți alții ca respectiv și atunci când sunt toți 100% de aceeași părere că e bun, rola respectivă sau preparatul respectiv intră în meniu. Menu. Da. Deci tu îți vine ideea sau vezi ideea sau vezi ceva da. și te închizi în bucătărie, te-a pus să gătești. Absolut, da. Așa se Foarte întâmplă tare. la zen. Foarte tare. Ce mănâncă Iulian într-o zi normală? Pentru că am înțeles că nu mai mănânci sushi. Ce mănâncă Iulian? Mănânc de la ce gătesc angajații pentru, nu știu, mâncarea de stof. Da? Da, merg la restaurante, merg la restaurante de super fiță prin afară, merg și aici la noi la restaurante, aude un bucătar, nu știu, a deschis ceva, merg, mănânc. Din în ultima perioadă, spre rușinea mea, nu prea mai ieșit destul de mult. Te țin fetele în casă. Nu neapărat, dar sunt foarte prins cu proiectele mele, cu restaurantele și atunci nu prea, nu știu, îmi și bine să stau, îmi place să stau în restaurantele mele, îmi place să corectez lucrurile care nu sunt în regulă. Mănânc, nu știu, când făceam sport, acum pot să mai zic că fac sport, că n-am mai fost de vreo trei luni la sală, mâncam foarte echilibrat, foarte corect. Acum nu prea mai mănânc, mănânc cam orice gătesc oamenii de la ai mei bucătari. Dar ce ei. tip de mâncare preferi? Nu sunt pretențios, nu sunt. Mănânc, mănânc cam orice, nu n -am, n am o mâncare preferată. Pot să mănânc și mâncarea studențească, cartofi prăjiți cu ouă și cu brânză. Pot să mănânc și la super fine dining. Și ce vreau să te întreb, uh, ai călătorii mult, -am ai văzut multe, ai fost în multe de. restaurante. De ce oare la noi, în țară, românii nu, nu respectă de mult mâncarea noastră? Uite, de exemplu, dacă mergem în Italia... Mâncarea italienească noastră e cea mai bună Dacă mergem în Franța, mâncarea noastră Franțuzească e cea mai bună Dacă mergem în Japonia, bine, nici nu mai discutăm Că acolo e o altă cultură De ce oare nu punem preța de mult pe mâncarea noastră? O să mă pun în pielea clientului român Sau ceva de genul ăsta Românul e dispus Dacă mergi în cele mai tare restaurante Prin, nu știu, Londra Miconos, bla, 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 alte zone astea unde se cheltuiesc destul de mult bani. Românii au cam cele mai uh, tari mese, cele mai uh, costisitoare mese, adică lasă 5.000, 10.000 mi, mi, da, da, sume de asta. Ei sunt dispuși să plătească în afară, dar aici n-ar plăti, știi, ceea ce nu e ok. Aici se merge pe mentalitatea mult, bun și să plătești cât mai puțin. Mai puțin. Asta e o prostie, pentru că de ce facem asta? Tot din cauza comunismului nu avem educație, nu avem uh, cultură gastronomică. Da, în afară se duc și plătesc o mâncare care de multe ori e mai bună la noi. Da. Dar acolo e dispus să plătească 50 de euro pe felul respectiv. Aici, dacă plătește 120 de lei, ce că e nori de mult. Și lasă și un review prost. Scump și prost. Nu mai ține cont de toată munca din spate. Tot ce s-a lucrat da. pentru preparatul respectiv. În fine, ăsta, ăsta e clientul normal. Noi. Majoritatea clienților, o să vorbesc despre clienții mei, sunt oameni cu gusturi educate pentru că tipologia clientului Zen Sushi e, e omul care știe ce vrea. Sunt foarte mulți care vin și îți comandă nigiri, sashimi, asta fiind pește crud trebuie să ți aduci gustul. Nu poți să mănânci sashimi sau nigiri din prima, nu știu dacă vine cineva pentru prima oară la un restaurant japonez și a mâncat ton crud. Și am pățit eu în Japonia. Ai șansă să... Să nu-i placă. Da, să nu-i placă și... Da. Sunt clienți cu gusturi educate și apreciază mâncarea noastră. Sunt și ăștia care nu au mâncat niciodată și atunci vin și zic că e super prost. N-ai cum să mulțumești pe toată da, lumea. Da, n cum. Era un, la un moment dat un comentariu, lăsase cineva, mi se pare chiar Cătălin Petrescu, ce vrei să-ți gătești carne de om ca să te satisfac uh. Uneori avem pretenții prea mari Pretenții prea mari vor ingrediente de super calitate dar nu-ți dispus să plătească și atunci trebuie să faci un echilibru să ai porția ai fost în Japonia, ai văzut îți vine plătești destul de mult și îți vin patru filmituri în farfurie și wow, ce, tot, toate gusturile astea sunt mega lucrate. Tot, da. Exact ce fac și băieții la fine dining, tot ce pun în farfurie e super lucrat. Așa și la japonez, tot e lucrat. Nu e nimic, îl iau de aici, din pungă și îl pun în, ți-l am pus ție în farfurie. Și atunci oamenii ar trebui să înțeleagă că e foarte multă muncă în spate, ca să aduci, să faci o mâncare bună ai nevoie de ingrediente de super calitate și alea costă. Nu poți să vinzi o mâncare despre calitate cu nimic. Cât de greu e cu ingredientele la voi? Să le ține sub control și îi de pește și mereu știi că e, când duci la sus și e peștele proaspăt? Adică... Noi da, avem vitrină, în vitrină de pește, adică vezi clar peștele pe care îl mănânci de când ai intrat în restaurant, vezi peștele din care se gătește. E greu, dacă în 2000, bine, acum e mult mai ok, pot să zic, dar în 2008-2009, când am început noi, era mega dificil, nu aveai, nu aveai, pur și simplu nu aveai de unde să-ți cumperi... Erau trei pești, marșireți. Nu aveai de unde să-ți cumperi și atunci... Și erau și scumpi, Dorada, che, erau, era era niște rând. prețuri de... mai Acum Dorada e ca și mai ieftin crapu. Clar. Dar gândește că aveam ingredientele de specific, algele norii, Plăteam 90 de lei pe un pachet de 50 de foi de alge. Ma. Și acum e undeva la 30 de lei, ca să înțelegi. Nu, nu era concurență, era o, o singură companie care ducea câteva ingrediente japoneze și atunci era enorm de scump, pentru că nu aveau concurență și profitau de, de, de chestia asta. Acum e mult mai ușor, poți să mergi în afară, noi oricum majoritatea ingredientelor japoneze le importăm. Aducem, lucrăm cu una dintre cele mai mari companii din, uh, din Europa, Dunyung. Ne luăm de la ei uh, mare parte din produsele asiatice. Acum mai nou au început să vină și în România companii mari, ca, precum Taco Foods, nu știu dacă îi știi. Da, da. Sunt destul de dezvoltați prin Europa Centrală și de Vest. Și vin cu ingrediente de supercalitate și la prețuri ok, adică sunt comparabile cu mai din Olanda. Da, preț. da. Noi, având 10 aproape 9 restaurante, ne permitem să și negociem prețurile. prețurile, pentru că avem, volum, zic eu, destul de mărice. De. Dar pentru cineva care deschide un restaurant japonez acum, și nu are acces la informația pe care noi avem și furnizorii pe care îi avem noi, e destul de dificil. Prețurile sunt destul de sus. Deci, încă și acum e da. destul de dificil. Da. Acum va trebui să citesc, pentru că e lung, și înainte vreau să te felicit pentru ce o să spun. Ești ambasador al bunăvoinței pentru promovarea gastronomiei japoneze, oferit de ambasadorul Japoniei. Eu Încă o dată, felicitări. Mulțumesc mult! Cum a fost experiența? Păi, cred că experiența, da, în sine a fost, nu știu, copleșitoare, și un pic am avut ceva emoții, dar e normalitate, pentru că asta fac și e o pasiune. Pentru mine promovez gastronomia japoneză și o promovez într-un mod normal. Adică încerc să învăț bucătarii din România să fac, să gătească corect și igienică. Igiena e cel mai importantă. Aici fac o paranteză, președintele Olsu și schimb Institut, când a venit în România, le-a vorbit patru ore despre bacterii și tot felul de chestii de astea. Majoritatea nu știu, nu știu, văd la bucătarii de la Zen că crestează peștele. Ei se gândesc, mulți dintre ei se gândeau că noi crestăm peștele ca să arate bine. Nu. Acolo, cu siguranță știi de anisakis. Anisakis sunt peștele de apă dulce, cum e anghila sau peștele oceanic, iar poate să aibă anisakis. Anisakis este cea mai, una dintre cele mai periculoase bacterii okay. și pentru că nu există tratament pentru asta. Și atunci, ca să fii 100% că comor bacteria, trebuie să crestezi peștele. În fine, toate chestiile astea eu le-am făcut ca să, să promovez gastronomia japoneză, ca să ajut oamenii. Asta fac, deci e o chestie normală. Premiul ăsta, premiu, nu consider că e un premiu, e practic o... Un titlu. Un titlu onorific, cred eu că da, da, are o anumită greutate pentru că ți-am zis, am călătorit foarte, foarte mult și pentru mine e Japonia și restul lumii. Adică cultura lor, felul în care se comportă cu oamenii, felul în care se comportă între ei, istoria lor, adică să primești un titlu ca acesta de la ambasadorul Japoniei e mult. Eu gândesc în direcția asta și niciodată un titlu sau o chestie din partea Japoniei nu vine ca un premiu și ca o, nu știu, e o recunoștință, dar vine cu o mare greutate. Tu ai obligația să faci chestiile astea și eu oricum o făceam, adică nu e nimic nou pentru mine, oricum o să organizez România sus și cap, oricum o să pregătesc alți oameni în restaurantul nostru, deci oricum o să fac treaba asta. Cred că eu pur și simplu o recunoștință pentru ce fac eu din... De 20 de ani. Felicitări, încă o dată. Mersi mult. Pentru mine e wow, ce ai reușit să faci. Încercăm să. Zim și mie, ca sushi, șef, ce puncte forte sunt, ce puncte slabe în ceea ce privește gătitul, în ceea ce privește ingredientele și tot ce se întâmplă acolo? Ingredientele, dacă te referi la pește, cred că asta te învață basic de fapt cum să păstrezi peștele respectiv, cum să, la ce temperatură să-l ții, cum să-l păstrezi, unde să-l ții, pentru că mulți bucătari fac greșeala, au scos farfuria de pește și au făcut preparatul și farfuria încă stă pe masă după 5 minute până termină el preparatul. Asta e, una din, asta e unul din micile secrete pe care ar trebui să le știe, ar să știe sushi chef. orice sushi șef ai folosit peștele, te luat bucata, nu o scoți din frigider, nu scoți toată farfuria din frigider, o pui pe masă. Scoți doar bucata de pește, ai tăiat din ea, ai pus-o la loc. Asta e un mic detaliu ca idee. E, mulți nu știu, îți lasă maioneza cu spicy mayo, ți, ți o lasă pe masă toată ziua. Și chiar și la mine, în restaurant s-a întâmplat astăzi, iar am încercat, am aruncat-o, am zis, băi, nu e ok, ce faci, de ce faci treaba asta? Nu știu, sunt foarte multe detalii, cu toate că pare foarte simplu, E greu. Sunt foarte multe detalii și cred că detaliile fac diferența între un bucătar de bună high level și unul slab pregătit. A venit astăzi un bucătar de la, din Ploiești, se angajează la Zen și cea care un salariu, că îl face de toate acolo, zic ok, hai să dăm o probă de lucru. Zic, taie mie, Nu știa să taie sashimi și el zicea că e bucătașă. Păi... Sushi șef. Da, sushi șef. Ma. Nigiri îl făcea, sunt patru de a face Nigiri, Contegaia și, în fine, sunt mai sunt niște denumiri de asta, nu știu cât, cât știe lumea, în fine. Noi în Lazen facem Contegaia și Contegaia și sunt anumite mișcări pe care le faci, pui orezul, strângi, bla, el făcea, pur și simplu, cum facem noi, astea, sarmalele, știi? Sunt mișcări de-astea care nu aveam de unde să le iau. Și l-am întrebat, bă, l-ai învățat de la cineva? Și a zis, nu, 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 am, am fost autodidact. Am învățat, m-am uh. uh, uitat eu pe internet Nu, asta spun că basic-ul, basic, -ul, basic -ul, partea de uh, stat în spate și înveți să faci orez, să faci curățenie, să faci uh, toate chestiile astea. Partea de rulat, de... Astea sunt chestiile ușoare, dar partea grea e partea din spate a sociului. Bineînțeles, după ceva ani încep și îți dai seama de anumite chestii. Ca să dau un exemplu, mie mi-a luat șase luni să învăț, să-mi dau seama că trebuie să peștele pentru nighie să face ca o, nu știu, ca o bordurică. Îl tai și la un moment dat îndrept scuțitul și ți se borduri aia și arată mult mai ok. Mie mi-a luat șase luni să învăț treaba asta, pentru că uh, maestrul mai maestru. meu nu vorbea uh, nici engleză, nici română. Și atunci... Uh, nu și să tu nu vorbeai japoneză. Absolut, da. Iar eu acum le explic băieților ăstora ai mei din prima. Deci ca să-ți dai seama, pentru un detaliu foarte mic, mie mi-a luat șase luni ca să-mi să dau seama de treaba aia. Când vedeam la maestru că face treaba aia și a trebuit să-mi dau seama. Bă, dar cum iese lui ăsta așa? Că eu tăiam pur și simplu drept. Și nu ieșea cum ieșit al lui. În fine, sunt foarte multe detalii. Detaliile fac diferența, dar astea după ce ai învățat partea baza. baza. Ceea ce nu știu majoritatea bucătarilor din România sau unii dintre ei pentru că la prima ediție au învățat destul de multe, consider eu, nu știu, eu informația care au primit-o acolo nu ți-o mai nimeni. cine nu nicio carte să citească sau vreo chestie de genul ăsta. Cum e cu cuțitele? Că aici pf, și când am fost acolo și am, am câțiva prieteni, printre care și Cătălin de care ai menționat și tu, cum e cu cuțitele? Că știu că e un întreg univers cu cuțitele pentru sushi. Cred că am cea mai scumpă din România. <laughs> Sunt obsedat de cuțite. Uh, nu știu. Sunt cuțite pentru anghilă, pentru caracăță, cuțit pentru ton, pentru. Adică zon. un cuțit doar pentru da, un, la, la, la. un singur fel de pește? Da. da. E bine, bine, nu poți să stai la. Se schimbi. Asta se întâmplă la om acasă, la om acasă chiar se respectă, om acasă e stilul tradițional, mănânci unul la unul cu bucătarul, el gătește, tu mănânci. Știi? Acolo chiar se respectă chestia asta, dar în restaurantele din toată lumea nu prea se respectă, nu poți, ai timp să stai la, să faci, să tai caracața cu, chim, da. cu cuțitul de caracață. În fine, sunt exagerat de scumpe, unele pomerit altele nu chiar pe merit. Dar are legătură doar cu catul, adică cum se taie? Absolut, da. Stai cu doar pe o singură pate, te ajută la, la tăiat peștele, să dai tăiatura fină. Mai la, nu știu, vită, ai da, da. tomahawk sau... Dar eu dacă vreau să fac sushi acasă, n-am nicio șansă nu? cu țitele normale. Ba, poți să știi. Bine, nu o să faci la calitatea de restaurant, la nivelul de restaurant, dar poți să faci sushi acasă, bine mersi. Mai ales acum că ai acces la tot ce înseamnă ingrediente, nu știu, orez, alge, pește, furnizor ok de pește, poate fi și metru, știi? Până la urmă aduc pește de două ori pe săptămână, părăspăt. Noi nu lucrăm, dar ar fi o alternativă pentru tine acasă să îți faci un sushi toate yes. astea cred că te costă mai puțin să-i mergi la restaurant pentru că nu o să poți să iei 200 de grame de somon, Corect. De Corect. cantități mai mari și dar uh, se poate face și acasă. Se poate face cu siguranță, da. Iar cu cuțitele ți le tu sau? Le da, da, noi le ascuțim. Avem pietre uh, folosim 800 și 3800 de uh, de luat, de ascuțit și 3000 de finisat. E da. un univers și cu ascuțit. Da, 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 clar. Uh, bun. Cum determin calitatea peșterului? Pentru că noi nu avem încă o piață. Chiar vorbeam cu cineva că încă. Nu, adică, nu știu când o să se facă. Chiar ar trebui să se facă o piață. Da, piață în adevăratul sens al cuvântului. Cum e greu pentru că noi nu pescuim. Da. Piață de pește. Da. Din nu știu, păcate nu, pe nu pescuim. Nu pescuim. E destul de dificil. Noi aducem din Grecia, uh, somonul vine din uh, Norvegia, uh, ton. Sibas, bine uh, Tail, vine, am zis, din Grecia, Italia sau Spania, depinde, lucrăm, avem mai mulți furnizori. E, nu e ușor, clar nu e ușor, dar fiind brand mare, acum lucrurile s-au ușurat un pic pentru noi, pentru că avem o oarecare consta, constanță și știm cărțile pe care le folosim, iar furnizorii ne aduc uh, strict pentru noi sau. Aduc probabil și pentru alte restaurante, dar nu ne aduc... Aveți rulaje, cantități Avem, și atunci... Da, 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 da. Care este cel mai bun sushi șef din lume pentru tine? Cel mai bun sushi șef? Ken Kawasumi. Ken sumi. Da, e legendă. Trebuie să-l caut. Caută-l, Ken sumi. E, e un fel de extraterestru Sushi mai trește, trește? Trește, da. Eu am făcut chiar, am făcut un curs cu el. Serios? Da, și băieții, Sorin și uh, Andrei au făcut cursul ăsta cu ei, cu Robi, se numește. Nu l-au foarte mulți în lume. În fine, e SF, nu știu, de la cea mai simplă mișcare. Are mișcările. <laughs> Dar are natural. Am Ce face? Deja nu mai face sus și nigiri, sashimi și astea deja face tablouri din sushi și ai fost durs la restaurant cu stele de sushi, nu? Da, da. Cum e? Că n-am fost niciodată. Adică e doar uh, plating, imagine sau e și gust și tot ce se întâmplă acolo ca și experiență? Uh, am fost în Olanda la un restaurant cu o stea michelin uh, sunt mai mult specializați pe partea asta de. Uh, nu știu cum se zic. În fine, am lapsus. Plating? Cum nu, plating sau... Nu. E un stil de a mânca cu multe farfurioare. Ah, uh, ok. Am, Combinație. O... Da, și am mâncat și sushi, că am vrut să încercăm sushi. Sushi nu era în meniu, plăteai uh, taxa de 150 de euro și mâncai. Uh, avei aveai trei variante. Ei noi am vrut să mâncăm sushi separat, am încercat sushi lor. Nu era rău, era stilul tradițional japonez. Japonez, erau bucătarii care erau japonezi, și făceau un stilul tradițional. Pentru noi ca și europeni nu e wow. Adică am mâncat sushi în Japonia, e e, e bun, dar e doar calitatea ingredientelor. nu vezi fusion, nu vezi. Eu unul te-ai obișnuit cu Fusion? M-am obișnuit cu Fusion, da. Iubesc uh, tradiționalul lui Edo dar îmi place mult mai mult Fusion-ul. 2000, până acum, 2002-2003? Kaiseki se numea stilul de restaurantului. Kaiseki, erau specializat pe Kaiseki. Kaiseki, dar era japonez da da, 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 Am înțeles. Din 2002, 2002 ai zis că ai început. Au fost momente pentru Iulian când n-a mai putut? În perioada asta? Pentru că mi-ai zis că... Păi gândește-te, ți-am zis, aveam salariul de 300 de lei, mi-a mărit după un an, nu aveam 400 de lei. Au fost multe momente când am vrut să renunț, dar mi-a plăcut. Știi ei, ce te întreb? Pentru că uh, sunt mulți oameni tot respectul pentru ei, care vorbesc în momentul în care sunt sus, știi? Nu de tine, eu vorbesc de alți oameni. Eu e, nu e, sunt sus. Poftim? Eu nu sunt sus. Uh, 8-9 restaurante, super perfecționist, uh, produse de calitate, ai ajuns într-un punct. Ideea este că sunt mulți oameni care vor să reușească. Eu vreau ca podcastul nostru să ajungă la ei și vreau să, vreau să le spunem cum e când nu mai poți, dar îți place ceva și ești dedicat către acel ceva. Cum faci? De unde te hrănești? De unde ți energia? De unde mai poți, știi? Da, nu știu, dacă e pasiune o să reușești cu siguranță pentru că ești dispus să faci compromisuri, ești dispus să înveți lucruri. Când nu e când nu e uh, pasiune deci pentru tine e pasiunea e tot da, clar clar pentru că dacă eu nu simt că muncesc, stau de dimineață până seara în restaurante, ajut, gătesc, fac tot ce e nevoie, dar nu simt că mă solicit atât de tare. Pentru că e pasiune la mijloc. Nu că fac asta pentru bani, nu o fac pentru. nu știu, dar îmi doresc să fie bine ce fac. Cam asta e ideea și îmi place ceea ce fac. Uh, când ești pasionat, ești dispus să faci compromisuri. De multe ori strântește cineva ușa în față și vrei să renunți. Dar dacă e pasiune, o accepti. Dacă nu e pasiune, nu o accepti. Și te, pur simplu, pleci. Te găsești altceva de făcut. La mine a fost pasiune și încă e. Și cred că e mult mai complexă. Cred că nu e vorba numai de pasiune. Cred că e și despre tine ca om. Dacă... Stil de viață. Da. Pentru că uite, ajungi la un nivel, ai ceva angajați, dacă nu știi să ții oamenii lângă tine cu siguranță ok, tu ești un bucătar bun, ești un manager bun dar nu te ajută echipa, echipa din spate. Pentru că eu sincer ok, eu am creat chestia asta muncesc cu ei, dar dacă echipa nu te ajută și nu, nu te respecte și tu nu îi respecti pe ei la rândul tău, o să o să pierzi și plec, că majoritatea oamenilor buni și atunci te trezești că trebuie să o pui la câte pe ușă. Iulian, foarte tare povestea ta. Mă bucur tare că ne-am cunoscut eu astăzi. Știu că e o mică parte. E un, un, univers după atât de mulți ani. Mai avem un joc la final. Eu o să-ți spun în 45 de secunde mai multe întrebări. Ok. Și tu trebuie să le continui. Tot legate despre zona noastră. Deci tu, eu o să spun o frază și tu o continui. Bun, hai să dăm drumul și la această, că aici e fain să spui ce-ți vine în cap, pe moment. Normal. Adevărul. Adevărul. Uh, hai să-i dăm drumul. Bucătăria pentru mine înseamnă? Tot. O mâncare bună pentru mine înseamnă? Să nu, să nu te simți greu după aia. Guilty pleasure-ul meu culinar este? nu știu ce să zic aici. Și pizza, paste. Să zicem și <laughs> Cel mai mult îmi place mâncarea gătită de? De... Georgiana, bucătorul șef de la Zendorovan. Ce tare, ce frumos. Cei mai mulți bani dați pe un fel de mâncare? 200 de euro. Cea mai proastă mâncare este? Mâncare gătită de mine. <laughs> nu cred. Aș găti pentru? Pentru oricine e dispus să guste din mâncarea mea. Foarte tare. Mai puțin aia cu cea mai proastă mâncare, nu sunt de acord că e cea mai proastă Ei, mâncare. E, că îți dai seama. E bine să fii modest. E bine să fii modest, dar cred că contează foarte mult să ne și asumăm cine suntem. Și eu am văzut astăzi în fața mea un om super dedicat, pasionat... Mi-a plăcut extraordinar de mult când ai povestit de chestia cu Japonia, cu titlul pe care ți l-am spus foarte, foarte lung și mi se pare, wow, că cineva de la noi duce o chestie culturală din Japonia, care, repet, și eu o suspun de o studiare, avem Japonia și restul lumii după mine. Da, Pentru că place. ce acolo este oamenii sunt efectiv SF, adică sunt de, de la cu cultură, mâncare, stru. educație, cum sunt ei. Deci, încă o dată, felicitări! Mi-a făcut o deosebită plăcere să te cunosc, Iulian. Și mie, și mie chiar, chiar, mă bucur să te cunosc și sper să vii la mine la restaurant. 100%, asta, asta urma să spun, că o să vin, o să iau, o să-mi iau toate cele patru fete și o să vin la tine la restaurant. Vă aștept cu drag și mulțumesc. o să gătesc pentru voi, chiar o să gătesc. Dacă îmi dai o tunică sau vin eu cu ea, vin și eu să fac cu două te, chiar o să te invit să gătim ceva împreună. Super, îți mulțumesc din suflet. Așadar, acesta a fost episodul din această seară cu Iulian Constantin, sushi șef. Aș vrea să le mulțumesc, să-i mulțumesc sponsorului nostru Alufix. Avem și un cadou de la Alufix pentru Iulian. Așadar, Iulian, nu știu dacă știi produsele, dar ei sunt foarte tari, sunt de mult în piață, au vreo 60 de ani de istorie și au niște produse super, super fine. și trebuie neapărat să le încerci. E super. plină, punga. Mulțumesc. Cu drag? Da, așa trebuie. Perfect. Așadar, aceasta a fost ediția din seara aceasta. Vă mulțumesc că ați stat până la sfârșit alături de noi. Dacă vă place ceea ce facem, nu uitați de like, share and subscribe. Aici Horia vă mulțumesc frumos. Până data viitoare, numai bine!